Având în vedere mini-vacanța ocazionată de sfârșitul de an, lucrătorii poliției rutiere, din cadrul Inspectoratului de Poliție, împreună cu cei de la Ordine Publică, acționează pe principalele segmente de drum, naționale și județene, pentru a asigura fluența traficului rutier și prevenirea producției de evenimente rutiere. Avem în prezent o activitate comună, un număr de 300 de persoane pe această perioadă timp, lucrători din cadrul ambelor structuri de poliție din cadrul Inspectoratului. Recomandăm conducătorilor auto ca pe această perioadă, înainte de a pleca în cursă, să verifice segmentul de drum pe care se deplasează și condițiile meteo care sunt în această perioadă.